De 18, pisica albă, pisica neagră, da. Curaj, curaj, da. Puterea, puterea. Doana Corleoana. Da. Strength, strength. Puterea, puterea e la, cum se zice, de gen feminin. Da, și în slavă, silă, da, 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 e de gen feminin. Forța, de gen feminin, da. Da, de a lucra cu cuțitele energetice, normal că trebuie să, da, când urci în mașină, cum o pornești? Comporți ca și cu o femeie. Blând, da, blând, blând. Management, endurance, da, da, da. Wow. Cine a nimerit în situații, mergi pe stradă și la un moment dat, cum umblă, sunt nații diferite, unii stau în Siria, Iordania, nu. Nu, unde? Imediat. Damasc. Da, în Damasc stau cratițele stilul lor de, da, mai mult decât cratițe, sunt mai mult, nu știu cum, așa, un fel de vaze mari, zici că stau până în cer, vreo 7 rânduri, eu povesteam, am povestit cândva, am înregistrat. Și cel care le vinde, peste noapte nu mai pleacă niciunde, ca la piață, știi, să pleci undeva sau să le acoperi. Ce să acoperi? Până în cer, să, da? Și stă lângă, culcat și le păzește. Cam asta s-a întâmplat, te-ai plimbat prin oraș și de câteva ori ți-a apărut. Când o țigăncușă cu copilul la țâță, că n-are cu ce-l hrăni și ai mers și ai cumpărat un lapte, da? Fiecare ne aducem aminte, pentru că e un programel și trebuie să trecem prin el. Chiar dacă după aia ne dăm seama, nu trebuie, nu e nevoie, nu te bagi în viața omului, omul singur trece. Ai niște programele de trecut, tu le alegi care. La un moment dat te opui până începi să plângi, să urli la lună și la stele și să alergi nebunită, nebunită și să ajuți pe cineva, da? Intri în programelul ăsta, săritura cuantică, și ajuți, așa, după aia ajuți cumpărând niște linguri de lemn, dar nu așa, ai cumpărat și ai aruncat-o sau ai dat-o cuiva sau ai lăsat-o, de... nu, o folosești în mâncare cu lacrimi în gură, crezând, înțelegând, înțelegând că ți-a, odată cu lingura ți-a trimis și sărăcia ei, cea care, eu știu, familia, țigăncușă, da, fiecare cu experiența sa. Asta zicând, îți faci planuri acum și ieși din clirul mai adânc și mai mișto, clirul când erai în noaptea minții. Uh-huh. Și ți se curăță intuiția, e total. Asta zicând, povestesc acum ceva, da, da, asta ți se deschide, asta înțelegi, dacă n-ai înțeles, ai să înțelegi pe parcurs. Și vrând nevrând, te atingi cu neamul ăla care avea deschise toate porțile raiului, da, avea deschisă, avea cheile la abilitățile care le ai tu, ți se deschid, nu la toate, tu ai și mai și, știi? Dar e un neam pe pământ care are abilitățile din start, se naște așa cu cum te-ai născut și tu, da. La tine se mai adaugă încă ceva, dar primul lucru e un fel de remembering, înveți, te atingi cu neamul ăla care din neamuri a avut o creangă, ai avut, fiecare am avut crengi diferite din diferite neamuri. Bun. Și da, asta e, când nu ți aduce aminte, nu, eu nu sunt neamul ăla, eu nu sunt în neamul ăla, nu sunt nici din ăla, nu sunt, și primul lucru, săritură cuantică și încep să cauți port național de un neam, de alt neam, de al treilea neam, de al patrulea, ți se arată crengile. Lăsați, dragă doamnă, că au aruncat pe mine, nu știu ce să fac, să clirui copacul neamului. Nu neapărat, nu neapărat, și dacă așa se numește, asta e clirui și îți dai seama că e copacul și neamului tău. Plus la asta și intră programelul imediat în paralel,
în lucru de acaparare a pământurilor, n-ai ce să, a neamurilor, a crengilor, neamale. Da. Ești din așa ceva și cineva îți ca, își ia piatra înapoi. A aruncat, a vrut să, să cari tu a copacului neamului și zici, ok, eu am cărat. Și îți aduce aminte că te-ai băgat și ai făcut, dar pentru asta iau trofeul ce al meu mi-am luat și abilitățile îți vin, uite așa, adică, asociativ lucrează, îți vine imediat în paralel amintirea și ai să vezi pe parcurs, ai să-ți faci, și la un moment dat te duci în vizită la cineva, ai răsturnat, gata, ai răsturnat începuturile, cu, ești înapoi în viitor unde erai la începuturile tale și ți le-a oprit cineva, da? Energetic. Că a intrat tu în oglind și ai dat așa puternic cât ți-a venit înapoi și te-a oprit, că a dat cineva, ai să afli pe parcurs, da? Ai oprit pe cineva, un fel de... lasă-mă să zic. Te bagi în scut energetic și omul se trăsnește ca în oglindă și îi vine înapoi. Ceva de genul bumerang, știi? Ceva de genul, da. Pardon. Ace of Wands, da. Intervenție divină. Da. Și acum intri în material confort. Ți s-a rezolvat, dacă nu ți s-a rezolvat, o să ți se rezolve. Ți s-a rezolvat total, tot. Da? Dacă nu, ai răbdare. Ai să vezi pe parcurs, e așa de frumos. Și acum ai amintirile, le suprapui, le lucrezi asociativ, înțelegi niște lucruri și înțelegi de unde ai. Dom'le, n-am știut că pot să ghicesc în cărți. Sunt niște daruri divine pe care, ajutând un neam, da? Mergând și cumpărând un lăptic pentru o țigăncușă, mergând și cumpărând niște linguri, niște mături, niște, adu-ți aminte, fiecare să știe, niște lopeți, niște, da, da, da. Mai stând de vorbă, mai stând de vorbă cu omul pe stradă sau răspunzând cumva într-un fel, e darul divin a neamului. Ce se întâmplă? Ești invitat, invitată, înapoi în viitor, când erai dat, dată de toți pereții, ești invitată la, în vizită, unde cineva, să zicem, fierbea țuică sau făcea vin sau făcea, da? Și era foc, era... Și doamna sau domnul care făcea așa ceva, normal că trebuie să și guste și avea meteahna beției. Tu, participând și stând de povești cu omul, cu doamna, domnul, cu tare, făcând parte din neamul, să zicem, că ai ajutat țigăncușa, ei, ți apare în drum o familie de țigăncuși, știi? Și tu nimerești în vizită la cineva, niște oameni extraordinari, stai la povești, la... Și vrând nevrând, din partea lor vine înspre tine dur, puternic, cum e obișnuit neamul, a venit cineva pe... scuipăm pe ăsta și aruncăm pe el să ne ducă problemele și... Așa era în gene, așa era omul, așa vorba cântecului. Dar noi așa am trăit. Cum ai putut să faci asta? Noi așa am trăit. Ei, nu mai merge așa, ați trăit. Cum ați făcut în direcția omului, omul le ia, ia, se șterge pe, de așa, da? Și peste câteva zile rămâne el ia fără daruri divine. Nu mai știe să ghicească. Ghicitul în cărți îți aparține, nu mai știe să vadă viitorul, nu mai știe să hiluie, să vindece omul, să-i lecuiască pe cineva de durere, de cap, elementar, nu poate să vadă, nu poate să aibă grijă neamului, a casei și așa mai departe. Da? Brusc, îmbătrânește brusc, da? E dur. Dar cumva în despachetare îți intrai și în putere. Era în paralel, erau două lumi, da? Era pe cât de nenorocire și așa pentru tine ca și stare psihică, fizică, urcare totală, da? E așa ceva. Și ai primit daruri din stânga, din dreapta, pentru că ai simțit om, niciodată, nici pe o clipă nu te-ai gândit ce, da? După, acum înțelegând, poți să dai și să zici, da? Să zici ce ai de zis într-o seară, într-o, nu știu, noapte, îți vine gândul și clear-ul. E ca și cum, da? Ia-ți înapoi ce ai trimis spre mine. Dar poți să zici la orice nivel, nu contează.
e din tine, e ce a trimis spre tine și a aruncat, da? Bun. E foarte frumos, fii pe fază, focus, în sens de să simți frumusețea darurilor, să simți cum primești, de unde, acolo e interesant, știi? Am mai zis, butonașul la care umbli să, trofeele cum le primești, ce vorbești? Da, ruinele, aici se termină ruinele, da? Începe să înflorească și să crească totul în jurul tău, ca și proiecție dinăuntru tău, se proiectează foarte frumos. Da, ești acolo când ai fost anulată de cineva, suspendată, terminată, da. Ești din așa ceva, din așteptare și din sacrificii. E un fel de înapoi în viitor, nici n-ai intrat în așa ceva. Înțelegi cum? Pentru că sari într-o lume unde toată viața ai făcut asta. Tu ai știut, tu ai făcut, tu ai avut, tu... neamul tău a avut așa ceva, nu neamul nu știu cui, nu știu unde, nu știu ce, știi? Da. Money, success, beginnings. Intră în viteză asistența divină. Da. Ace of coins. Jumbo.